Suntem foarte mulți medici reprezentanți în acest Consiliu Științific și mulțumim pe această cale conducerii liceului pentru invitația care ne-a fost făcută de a participa alături de dânsii la programele educaționale. Aș putea spune ce simt eu ca și educator al copiilor ceva mai mari, pentru că tot copiii sunt și studenții și tinerii noștri, doctori, tinerii rezidenți. Revoluția care a fost în 89 n-a adus numai lucruri bune. Eu cred că a adus, pe lângă lucrurile, să zicem, bune, și o serie de lucruri mai puțin bune legate de procesul educațional. Și mă refer la, în primul rând, la scăderea rolului familiei în educația copilului, nu din cauza că n-ar dori să aibă acest rol, ci din lipsa de timp. Părinții nu mai au timp să se ocupe foarte mult de copiilor și atunci acest lucru cred că a trebuit să fie preluat de școală. De școală de la grădiniță până la terminarea facultății, pentru că niciodată nu terminăm a învăța anumite lucruri. Între lucrurile care s-au simțit că au avut un nivel mai mic în dezvoltarea copiilor a fost și această educație pentru sănătate. Educația pentru sănătate, care este bine reprezentată în propunerile făcute pentru curiculele școlare ale copiilor de la grădiniță până la terminarea liceului, este bine reprezentată la dumneavoastră, are un rol foarte important, pentru că nu vom putea avea nici ingineri, nici profesori, nici avocați sau economiști sau ce vreți dumneavoastră, fără ca aceștia să fie sănătoși. Și sănătatea nu înseamnă că le tratăm bolile. Sănătatea înseamnă că de mici învățăm ce înseamnă o igienă corectă, o igienă pentru alimentație corectă, o igienă prin sport, așa cum s-a menționat aici, și așa mai departe, ne încercând să aprofundez aceste lucruri. Și spun acest lucru pentru că de cele mai multe ori copiii au foarte multe întrebări la care nu-și găsesc răspunsul. Încearcă să-și afle răspunsurile de pe mijloacele actuale, de pe Facebook, de pe tot soiul de site-uri pe care le accesează. Nu înțeleg întotdeauna sensul real al lucrurilor pe care le găsesc acolo și atunci informația lor este trunchiată și puțin deformată. Aici cred că este rolul școlii de a le da o informație corectă și a încerca să răspundă la întrebările fără răspuns în familie, fără răspuns real în ceea ce accesează ei. Cealaltă parte legată de orientarea profesională de viitor, evident și acest lucru se poate face și se poate face printr-o cunoaștere mai bună și o legătură mai bună între profesor și elev. Ceea ce se chema o oră de diligenție nu înseamnă o oră în care să-i cerți pe copii că n-au venit, eu știu, cu părul tuns, că n-au venit nu știu cum îmbrăcați, și înseamnă tocmai să găsești latura personalității lor care, prin dezvoltare, va duce la o carieră de succes. Și cred că acestea vor fi lucrurile care vom, cel puțin din punctul meu de vedere și vorbind și cu colegii doctori, vom încerca să le aducem în fața elevilor, adaptându-ne, evident, vârstei pe care o au, pentru a putea înțelege că profilaxia este mama sănătății pe de-o parte, iar pe de altă parte că o viață bine organizată îi va aduce să aibă succes în carieră. Mulțumim!